Bine v-am găsit la buletinul de știri Infocapital. Iată principalele știri pe scurt. Un vagon a luat foc în gara din municipiul Petroșan chiar înainte să plece spre Deva. Cardul de sănătate va fi distribuit începând de vineri. Acesta va fi utilizat cu ocazia primei vizite la medic. Polițiștii municipiului Hunedoara au fost sesizați în legătură cu un minor în vârstă de 14 ani păcălit prin metoda accidentul. Și acum știrile pe larg. Fostul prezidențiabil Ninel Potârcă a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Alături de acesta a fost dus în arest și fratele lui, condamnat în același dosar, la 5 ani de detenție. Ninel Potârcă și fratele acestuia au fost găsiți vinovați pentru înregistrarea de cheltuieli fictive în contabilitatea unor firme pe care le dețin. Astfel a creat un prejudiciu de 3,7 milioane de lei prin una din societăți și 740.000 de lei prin cea de-a doua. Firmele la care Potârcă avea calitatea de administrator derulează afaceri cu fier vechi. Azi, cei doi frați afaceriști au fost ridicați de polițiști de acasă, după ce Curtea de Apel Craiova a pronunțat sentința prin care cei doi frați sunt condamnați la închisoare cu executare. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au pus în aplicare 2 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea emise de Tribunalul Gorj pentru 2 bărbați cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Astfel, pe numele bărbatului în vârstă de 47 de ani, magistrații au emis mandat de executare a pedepsei de 6 ani închisoare, iar pe numele bărbatului în vârstă de 50 de ani, magistrații au emis mandat de executare a pedepsei de 5 ani închisoare. Ninel Potârcă și fratele acestuia, Toma Potârcă, au fost condamnați la 3 ani și 6 luni, respectiv 2 ani și jumătate de închisoare de Tribunalul Gorj. Cei doi au atacat hotărârea, iar Curtea de Apel Craiova a majorat pedepsele la 6, respectiv 5 ani de detenție. Afaceriștii s-au declarat nevinovați, iar Ninel Potârcă a dat vina pe Băsescu. Nu, doar am. Să le transmit. Să le dea Dumnezeu sănătate, să trăiască în rasism, în dictatură. Și asta este România, România lui Băsescu. Dictatorul Băsescu, care asta a vrut. Noi nu avem loc în România. De ce am candidat la președinte? Dosarul fraților Potârcă, în care au fost condamnați și 2 afaceriști din Vâlcea, a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și trimis în judecată în 2011. Prin una din firme Siatra Prod, Potârcă a cumpărat în 2000 combinatul chimic de la Arad, pe care l-a demolat și l-a vândut la fier vechi. Fostul prezidențiabil Ninel Potârcă a mai fost condamnat într-un dosar tot de evaziune fiscală. La sfârșitul anului trecut, Ninel Potârcă a fost reținut pentru dare de mită, ulterior fiind pus în arest la domiciliu. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat un contract cu Poșta Română cu privire la serviciile de distribuire a cardurilor naționale de sănătate. Oficial, cardurile vor fi livrate prin serviciu poștal. Distribuția cardului național de sănătate începe vineri după 7 ani de amânări. La poștă urmează să fie trimise aproximativ 700.000 de carduri pe zi, care vor fi distribuite în 20 de zile lucrătoare de la primire, a anunțat CNAS. Începând din 19 septembrie, operatorii poștali vor începe distribuirea cardului către asigurații cu vârsta de peste 18 ani. Primele carduri vor fi primite de bucureșteni. În 22 septembrie va începe distribuirea cardului în mai multe județe din țară. Cardurile vor fi asemenea unui act de identitate, vor conține informații despre istoricul medical al oricărui asigurat, dar și 2 numere de contact, ca în cazul unui accident sau alte cazuri, aparținătorii pacientului să fie anunțați. Cardul de sănătate va fi în mâna titularului în baza unui act de identitate și a semnăturii de primire. Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Mariana Câmpianu, a fost audiată ca martor în cursul acestei dimineți într-un dosar ce are legătură cu soțul acesteia, Iulian Câmpianu. Mariana Câmpianu a fost aleasă în 2012 senator în Hunedoara. Aceasta a demisionat din funcție în luna februarie a acestui an, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora și-ar fi pensionat soțul acordându-i cel mai înalt grad de invaliditate. Iulian Câmpianu a ieșit la pensie acum 9 ani cu grad de invaliditate 1. Cererea de pensionare a fost depusă la Casa de Pensie a județului Ilfov, acolo unde la vremea respectivă era șefă Mariana Câmpianu. În mod normal, cererea ar fi trebuit să fie depusă la Casa de Pensia municipiului București, deși este invalid cu gradul 1 în acte, ceea ce înseamnă că este prea bolnav să aibă un serviciu sau să se îngrijească singur. Acesta și-a reînnoit permisul de conducere. Soțul Marianei Câmpianu are permis din 1981 și l-a reînnoit la 6 ani după ce Casa de Pensii Ilfov
i-a acordat pensie și indemnizație pentru îngrijire în valoare de peste 1.500 de lei pe lună. Cu toate acestea, fostul ministru al Protecției Sociale susținea că soțul ei nu conduce și că nu mai au mașină de ani de zile. Iulian Câmpeanu a fost surprins anul acesta și nu părea să aibă vreo problemă de sănătate, cu atât mai mult să aibă nevoie de un însoțitor. Din cauza ploilor abundente și a inundațiilor din ultimele zile, circulația trenurilor se va desfășura pe rute deviate în partea de sud-vest a țării. CFR Călători informează că, din cauza inundațiilor care perturbă traficul feroviar din sud-vestul țării, circulația unor trenuri interregio și regio se desfășoară astfel. Interregio 1691, București Nord, Filiaș, Orșova, Lugoș, Timișoara Nord, pe ruta deviată, București Nord, Filiaș, Târgu Jiu, Simeria, Ilia, Lugoș, Timișoara Nord. Interregio 1695, București Nord, Filiaș, Orșova, Lugoș, Timișoara Nord, pe ruta deviată, Timișoara Nord, Lugoș, Ilia, Simeria, Târgu Jiu, Filiaș, București Nord, cu menținerea grupei de vagoane de la Reșița. Interregio 1696, Timișoara Nord, Lugoj, Orșova, Filiaș, București Nord. Pe ruta deviată, București Nord, Filiaș, Târgu Jiu, Simeria, Ilia, Lugoj, Timișoara Nord, cu menținerea grupei de vagoane pentru Reșița. Pasagerii care aveau bilete la aceste trenuri, precum și posesorii de abonamente, vor primi la cerere contravaloarea biletelor pentru călătoriile neefectuate, conform regulamentului de transport pe calea ferată și reglementărilor în vigoare. Pasagerii sunt totodată rugați ca înainte de călătorie să contacteze telefonic Gara CFR din localitatea de plecare pentru informații actualizate despre mersul trenului cu care intenționează să călătorească. Trenul care trebuia să ajungă în această dimineață de la Petroșani la Deva a fost anulat, după ce un vagon al acestuia a luat foc în gara din Petroșani. Din fericire, nu au fost victime. Incendiul s-a produs în jurul orei 2 dimineața, iar trenul urma să plece spre Deva o oră mai târziu. Potrivit primelor informații, focul a fost provocat de un scurt circuit electric, cauza fiind un cablu neizolat. Urmează să sosească o echipă operativă de la Olimpice de Vagoane Simeria, să stabilească în ce condiții de siguranță va circula către revizie. Flăcările au cuprins primul vagon, două dintre compartimentele acestuia fiind distruse în totalitate. Garniturile sunt vechi de aproximativ 50 de ani. Pompierii au fost alertați prin serviciul de urgență 112 și au intervenit în cel mai scurt timp pentru stingerea incendiului. Ne-am deplasat la fața locului cu două echipaje de stingere și la ajungerea echipajelor acolo am constatat că ardea un vagon pe aproximativ 20% din el. Din urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că o cauză probabilă ar fi un scurt circuit electric produs la instalația electrică a vagonului. Paguba nu poate fi estimată până ce vagoanele avariate nu se introduc în atelier. Din fericire, nu se afla nimeni în tren în acel moment. În urma informațiilor furnizate de Capital TV cu privire la tinerii bănuiți de comiterea tentativei la infracțiunea de fur calificat, menționăm că polițiștii din cadrul secției 1 Timișoara, împreună cu jandarmii, i-au depistat pe cei trei tineri. Continuăm știrile. Încă din luna iulie, la intersecția drumului național 7 cu drumul județean 687 de la Sântu Halm, traficul este îngreunat din cauza unor lucrări ce se efectuează în zonă. APA Pro defectuează lucrări de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și canal. Sunt lucrări ce conectează la rețea atât municipiul Hunedoara, cât și celelalte localități adiacente, mai exact canalele menajere ce provin de la Bârgea Mare, Sânt Andrei și Cristur și ce trebuie să alimenteze stația de epurare din zonă. Aceste lucrări se fac odată la 50 de ani, care sunt importante. Trebuie să dăm servicii de calitate locuitorilor municipiului Hunedoara și în satul Sântu Halm sau în cartierul Sântu Halm se execută mai multe lucrări de extindere rețele de canalizare. Știu că cea mai importantă problemă este colectorul Hunedoara Sântu Halm, care a fost executat pe programul ISPA până în zona a serviciului Opel și acum pe programul de coeziune trebuie să unim cele două colectoare sau colectorul nou să-l prelungim până în stația de epurare care funcționează. Lucrările au început în urmă cu 2 luni. Una dintre cele mai importante lucrări este cea de conectare a colectorului Hunedoara-Sântu Halm.
Prin programul ISPA a fost executată o parte din aducțiune, iar acum, prin programul de coeziune, trebuie conectate cele două colectoare până la stația de epurare, care este deja funcționabilă. Acest colector adună canalul menajer din municipiul Hunedoara. Trebuie să fim foarte atenți că această colector să funcționeze în bune condiții, pentru că stația de epurare de la Sântuhan pentru municipiul Hunedoara a fost terminată în decembrie 2013. În ceea ce privește finalizarea lucrărilor cu aceste conectări a canalelor de colectoare către stația de epurare, conform spuselor directorului APAPROD, termenele limită sunt decembrie 2015. Chiar dacă unii șoferi sunt ușor iritați de situație, iar alții par a fi înțelegători, lucrările parcă bat pasul pe loc, rar fiind zărit câte un muncitor pe șantierele situate de o parte și de alta a drumului. Un dezastru, în fiecare zi stăm aici, care facem naveta, e criminal. Da, asta este. Blochează tot traficul. S-ar putea mișca mai repede. Când se fac lucruri bune, să mai renunță la una la alta. Mișcă foarte greu lucrările aici. Ar trebui să pună un pic osul la bătaie și să decurgă un pic mai repede lucrările, că se circulă foarte greu. Autorizația de management al traficului în zona a fost extinsă, iar stația de epurare de la Hunedoara este în perioadă de notificare a defectelor. Una peste alta, lucrările se fac cu pași mărunți și trebuie pusă la punct rețeaua de canale menajere. Reprezentantul APAPROD a mai menționat că trebuie lucrat cu răbdare, grijă și cu soluții tehnice foarte bune, astfel încât să fie totul funcțional dacă se doresc lucrări de calitate. Metoda accidentul este folosită din ce în ce mai des de răufăcători. Un hunedorean a reclamat faptul că fiul său, în vârstă de 14 ani, a fost apelat de o persoană necunoscută care i-a solicitat să-i transfere toți banii din casă printr-o unitate bancară. Minorul a fost apelat telefonic sub pretextul că mama acestuia a suferit un accident rutier și urmează să fie dusă cu elicopterul la un spital din București. Copilul, îndrumat de o persoană necunoscută, s-a deplasat la o unitate bancară, unde a depus suma de 12.000 de lei pe numele unei persoane indicate de apelant. În urma plângerii tatălui, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara efectuează cercetări în vederea identificării suspectului și a recuperării prejudiciului în cauză, fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune. Victima este un minor în vârstă de 14 ani care a fost apelat de către un necunoscut și ținut în convorbirea telefonică, practic, sub pretextul că mama acestea ar fi suferit un eveniment rutier și că ar trebui să vireze într-un anumit cont indicat de către suspect o sumă importantă de bani. Ca urmare, minorul, din păcate, vă spuneam, a dat crezare acestor afirmații, a virat suma de bani în contul indicat. Mai mult decât atât, am comunicat și codurile de reîncărcare ale mai multor rețele telefonice. Ma plângerii depuse de către tatăl minorului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. În momentul de față se efectuează cercetări. Astfel, purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu, recomandă cetățenilor să fie foarte prudenți. De asemenea, acesta ne mai sfătuiește să verificăm veridicitatea informațiilor. În județul Hunedoara, numărul persoanelor care suferă de obezitate, diabet zaharat și boli cardiovasculare a crescut alarmant. Așa se face că aproximativ 33.000 de cetățeni suferă de boli cardiovasculare, iar 23.000 au fost diagnosticați cu diabet zaharat. Viața sedentară și alimentația nesănătoasă sunt principalii factori care contribuie la apariția acestor probleme de sănătate. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara organizează anual diferite acțiuni prin care promovează mișcarea și un regim de viață sănătos. Prin mișcare poți să previi până la 40% din cazurile de diabet zaharat de tip 2, 30% din cazurile de boli cardiovasculare. Statistic, în județul Hunedoara avem un număr destul de mare, atât de boli cardiovasculare, sunt înregistrate în jur de 33.000 de persoane cu boli cardiovasculare, cât și de hipertensiune, 61.700. Acțiuni care promovează mișcarea în aer liber sunt organizate tot mai des și de către autoritățile locale, care încearcă în acest fel să îmbunătățească starea de sănătate a locuitorilor. Am venit la aer aici, e frumos, facem mișcare, mai cu nepoții, la un grătărel. Spuneți-mi, faceți și mișcare sau ieșiți mai mult pentru un grătărel? Pentru un grătărel, aer liber,
Mișcare? Mișcare, ceva? Puțină, nu multă, dar o facem, aici o facem. Stând în bloc și la bloc, altă posibilitate noi sau la țară când mai mergem. Dar de regulă aici, mai ales că e amenajat, arată cât de cât bine acum. Și sper să se mai fac. Și în alte parcuri din municipiul Reședință de Județ sunt amplasate aparate de fitness. Cu toate acestea, numărul hunedorenilor care suferă de obezitate și boli cardiovasculare este în creștere. De exemplu, dacă în 2012 erau aproximativ 2600 de cetățeni obezi, anul trecut numărul acestora a ajuns la 3000. În timp ce angajații primăriei au luat cu asalt spațiile verzi și trotuarele pentru curățenia de toamnă, cetățenii privesc liniștiți de la balcoane. Unii chiar dau indicații prețioase de pe margine să nu cumva să rămână în urmă vreo frunză uscată sau un tufiș necurățat. Sunetul drujbelor răsună zilele acestea în aproape fiecare cartier din Arad, semn că a început curățenia de toamnă. Printre blocuri, angajații primăriei taie crengile uscate, mătură frunzele și adună ambalajele aruncate la întâmplare. În loc să dea o mână de ajutor cetățenii, adică cei care se vor bucura la final de toată această acțiune, se pricep de minune să dea sfaturi. Să curățați ăsta și să tăiați aia tot de acolo, că punem altceva, lece. Și pentru ca treaba să meargă din ce în ce mai bine, pe margine se mai adună și spectatori atenți la fiecare mișcare a celor care fac treabă în locul lor. Vi se pare normal că se face curățenie? Da, corect, normal. Vă bucurați? Da, corect, ordine, frumos, curat, nu? Ascultători, muncitori își fac treaba și încearcă să răspundă și cerințelor suplimentare ale oamenilor. Și din blocuri, așa, din cartier au puțin, intrat? Mai puțin. Dar indicații ați primit? Indicații chiar acum. Chiar acum, acolo știm noi ce avem de făcut. Dar cum privitul este un proces obositor, în cele din urmă, spectatorii s-au retras către un loc în care să se odihnească. Iată acum principalele știri din sport. De rugby în șaptea României a participat la cea de-a treia etapă a circuitului Seven Grand Prix, care a avut loc la Manchester în Anglia. Pierzând toate jocurile din grupa A, România, cu petroșenenii Răzvan Barbu și Vlad Toma în echipă, a jucat pentru locurile 9-10 cu Portugalia, scor 26-7 pentru portughezi. În cea de-a patra etapă a Ligii a patra Hunedoara la fotbal, Jiul Petroșani va juca pe stadionul de la Lonea cu Inter Petrila. Partida va avea loc sâmbătă 20 septembrie de la ora 11:30. Duminică 21 septembrie de la ora 11:30, echipa CS Vulcan va juca ultima partidă din etapa a patra a Ligii a patra Hunedoara la fotbal. Echipa antrenată de Marius Soradi va întâlni în deplasare pe Victoria Călan. În ultimii 10 ani, echipa de fotbal Steaua București a susținut numai puțin de 20 de partide fără spectatori din diverse motive. Printre aceste partide, steliștii au avut una și cu Jiul Petroșani în 2006, câștigată cu 1-0. Diseară, în cadrul Europa League, la partida cu Alborg BK, steliștii vor juca din nou cu porțile închise. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 19 septembrie un curs al euro de 4,40 lei, al dolarului american de 3,42 lei, iar lira sterlină a fost cotată la 5,58 lei. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,36 lei, iar la vânzare de 4,42 lei. Dolarul american se cumpără cu 3,38 lei și se vinde cu 3,42 lei. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,36 lei, iar la vânzare de 5,56 lei. Urmăriți acum datele despre vreme. Vineri, vremea va fi în general frumoasă, răcoroasă în orele dimineții, în special în nord și centru, dar după amiaza pe fondul cerului variabil la senin, valorile termice se vor înscrie în limitele normale pentru această dată. Astfel, temperaturile maxime vor avea valori de la 20 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și până la 27 de grade în nord-vest și centru.
Sâmbătă, vremea va fi în general instabilă, cerul va avea înorări temporar accentuate și se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice pe arii extinse în Banat, Crișana, Maramureș și zona Carpaților Occidentali, local în Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și în Carpații Meridionali și izolat în rest. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate îndeosebi în Banat și în zona montană aferentă. Duminică, în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a Olteniei, cerul va fi mai mult noros și mai ales ziua va ploua pe arii relativ extinse. În restul țării, cerul va fi variabil cu norări, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții, iar ploile își vor face apariția locală în regiunile sud-estice. Buletinul acestei ore a ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.